Deși au uitat de când n-au mai bătut pe cineva, pandurii continuă să spere într-o salvare miraculoasă de la retrogradare. Cifrele nu sunt însă de partea trupei lui Cârțu. Pandurii au doar o singură victorie în ultimele 22 de etape și au cel mai slab atac din campionat, cu numai 16 goluri în 28 de meciuri. Practic, fiecare meci de acum încolo va fi ca o finală pentru gorjeni. Jucăm cu Brașovul, de ce n-am putea să obținem victorie? Jucăm cu Iașiul, dacă vrem să stăm în divizia, dacă nu ești în stare să bați Iașiul, și te bate ea și atunci lasă-i pe ei, să duc ei în divizia și tu stai la B. Sorinaciu este optimist și datorită programului mai lejer decât al contracandidatelor Polia și Intercurtea de Argeș, pandurii se zbat să le ia fata celor două echipe pentru a scăpa de retrogradare, însă au nevoie de cel puțin 3 victorii până la final. Cârțu mizează pe 3 puncte în ultima etapă la Alba Iulia, o echipă cu șanse minime de supraviețuire. Când jucăm ultimul meci la Alba Iulia, se știe dacă Alba Iulia mai rămâne, sau oricum starea lor de spirit nu o să mai fie aceea. E una când ai speranțe sau una când nu mai ai nimic. Tehnicianul Oltean a găsit și motivația perfectă pentru elevii săi. Crezi că banii ar scoate în starea asta? Dacă ar promite o primă... Poate și asta, ți-am spus. Poate și asta. Poate și asta, orice. Suntem dispuși la orice fel de sacrificiu pentru o chestie din asta. Pentru a acumula punctele ăștia ale salvării. Cel puțin așa, am discutat și cu președintele.